Hello, dragilor! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Astăzi aș dori să fac un clip cu produse din acestea cosmetice care miros a ciocolată sau au nuanțe de ciocolată, nuanțe arămii, aurii și am pregătit și câteva parfumuri care conțin ciocolată și praline. Am constatat că nu am foarte multe parfumuri cu ciocolată, nu știu de ce, că mie îmi place foarte, foarte mult ciocolata, dar cu toate acestea tot am găsit așa câteva din ele. Bun, haideți să începem. Prima dată o să începem, evident, cu produsele de beauty și aici am făcut așa o selecție de produse. Și evident, nu putea să lipsească o reprezentare foarte frumoasă a ciocolatei, și anume această minunăție și această paletă care pur și simplu ne duce cu gândul la o ciocolată și pe care o iubesc. Deci este una dintre paletele mele preferate ca și ambalaj. Uitați-vă și voi cum arată. Ea este de la Revolution. E o bijuterie de paletă, o am de ceva timp, dar pur și simplu este fantastică, juicy, așa, ca și produs. Și haideți să vă arăt cum arată și interiorul. Am folosit-o de câteva ori, nuanțele tot așa sunt inspirate din ciocolaterie, să zic așa. Avem aici foarte multe nuanțe de maro, brun, auriu, bej, foarte multe nuanțe din acestea cu sclipicioase. Avem acolo și un verde închis care poate fi combinat. Da. Deci aceasta este paleta. Îmi place. Am folosit-o de câteva ori. Intenționez să o mai folosesc pentru că e foarte plăcută. Și inițial când am cumpărat-o chiar mirosea a ciocolată. Acum nu mai miroase a ciocolată. Sau nu mai resimt eu. Pentru că am filmat un video mai devreme cu foarte multe parfumuri și cred că nu mai resimt așa tare ciocolata. Cert este că îmi place această paletă și intenționez să o mai folosesc. Vă mai arăt încă o dată să o vedeți. Este o bijuterie și pur și simplu este un reprezentant de succes al ciocolatei, această paletă. Cred că pe aceasta am luat-o de la Marionneau sau am luat-o de afară de undeva, nu mai știu, că o am de ceva timp și nu mai știu exact de unde am luat-o. Bun. Apoi tot așa, nuanțe din acestea aurii, arămii, nuanțe din acestea din ciocolată, derivate din ciocolată. Avem aici o paletă care poate fi folosită pentru ochi, dar și pentru highlighter. Am folosit-o și pe aceasta. Evident că acestea cu foarte mult sclipici și se cam deplasează sclipiciul și în afara paletei, că e foarte sclipicioasă. O am de ceva timp, am folosit-o. Nu miroase a ciocolată, dar e o paletă din derivate din acestea de culori, arămii, aurii și așa mai departe. Apoi mai am aici un bronzer, tot așa, de la Tarte. Îmi place foarte mult ambalajul. Nu am folosit acest bronzer, n-am apucat, dar uitați-vă și aici avem o cacao, un caramel sau o ciocolată cu lapte, să zic așa, foarte frumoasă. Intenționez să folosesc acest bronzer. Din ce observ eu, este și un pic cu particule sclipicioase aurii, să vedem cum arată. Da, se vede sclipiciul, evident. Pe aceasta am comandat-o din Statele Unite, direct de la Tarte Cosmetics. Au avut ei așa o ofertă interesantă și cumpărai mai multe produse. Produsele Tarte se regăsesc și în Sephora. Și să știți că au și acolo reduceri, dar de obicei caut ofertele de la ei, de la Tarte, pentru că sunt semnificative și îmi place să nu plătesc foarte mult pe aceste produse, dar să obțin produse, să primesc produse de calitate.
Apoi o paletă pe care am primit-o cadou de la soțul meu și pe care o iubesc și am folosit-o deja de câteva ori. Este această paletă de la Douglas Must Have Face Palette, un bronzer, blush and highlighter palette. Îmi place și calitatea paletei. Și bineînțeles am pus-o aici pentru că este așa o combinație de culori. Două secunde că s-a întrerupt un pic, că a rămas fără baterie. Da, așa arată această paletuță. Da, Must Have Face Palette, Bronzer, Blush and Highlighter Palette de la Douglas. Se găsește, cred că în jur de 60 de lei, 70 de lei. Uitați-vă cât este de frumoasă. Evident că eu am folosit-o de câteva ori, deci vedeți aici avem o ciocolată cu lapte. Un bronzer foarte drăguț, un blush și un highlighter. Așa că am zis să o adaug și pe ea în haul acesta. Am folosit-o de câteva ori și intenționez să mai folosesc pentru că este foarte bună și foarte calitativă. Acum o să mergem la produsele de la Tarte, care sunt destul de multe. Avem această paletă pe care mi-o doream pentru că este din colecția aceea Big Ego. Mai am de la ei, de la Big Ego, mi se pare că și un rimel. Și mi-a plăcut colecția aceasta. Și uitați-vă cât este elegantă această paletă. Zici că este o tabachieră, așa o simți. Destul de minusculă paleta, ușoară, nu este foarte greoaie, dar foarte elegantă, aș putea să spun. Și ce credeți? Miroase a ciocolată sau a vanilie și evident avem aici, regăsim culori din acestea de ciocolată, da, derivate din ciocolată și mi se pare potrivit așa pentru a crea un make-up din acesta cu elemente maronii, cu elemente de maro și cu particule aurii, de ce nu? Paletele lor de la Tarte sunt foarte elegante, au așa un ambalaj luxuriant, să zic așa, uitați-vă cum sunt, superbe, ce să mai... O calitate foarte bună, v-am zis, le găsiți la Sephora. Apoi o să vă arăt acum un reprezentant al ciocolatei și anume avem această paletă care pur și simplu arată ca o cutie de ciocolată și o să o vedeți imediat. Haideți să o deschidem, se numește Cravings. Da? Și Sweet Tart Cravings. Uitați-vă și voi, elementele de ciocolată sunt prezente pe ambalaj. Un ambalaj foarte frumos, foarte elegant. Îmi place foarte mult brandul acesta Tarte. Îmi place calitatea produselor, sunt high-end, se vede diferența. Și haideți să vedem acum această paletă. Uitați-vă și voi cât e de frumoasă. Zici că avem aici bucăți de ciocolată, bucăți bomboane de cu praline, cu ciocolată. Deci arată super. Deci vreau să vă zic că este minunată. Minunată. Este superbă această paletă. Este superbă. Și evident, dacă mirosiți, miroase a ciocolată. Da, aceasta este. Superbă, superbă. Și uitați-vă și voi că vine cu oglinda, să zicem așa, cu ambalaj din acela, cu un sigiliu de oglindă, cu sigiliu, cu o protecție de oglindă. Așa. O altă cutie de bomboane este aceasta, care se numește Frosted. Și care tot așa mă duce cu gândul la o cutie de bomboane datorită formei pe care o are și haideți să o deschidem și pe aceasta. La fel, de remarcat calitatea acestor palete care sunt superbe, ce să mai discutăm, superbe. Și haideți să vedem și ciocolata aceasta. De data aceasta nu mai sunt cu... Arată cam așa. Se vede, se văd
elementele de caramel, elementele de ciocolată. Arată foarte frumos și avem și cu sclipici și cu și mate, culori mate, dacă nu vreți să aveți așa o paletă cu dacă nu vreți să folosiți vai, de ce frumos miroase a ciocolată. Miroase a ciocolată, pur și simplu a ciocolată. Îmi place foarte mult cum miroase această paletă. Aceasta a intrat recent în colecția mea de palete, pentru că îmi plac foarte mult paletele și îmi place foarte mult. Apoi mai am aici tot așa o altă paletă care tot așa mă duce cu gândul la o tabletă de ciocolată. Este această paletă de la Tarte și haide să vedem pe care o avem. Da, se numește Tartlet in Bloom. Și uitați-vă și voi cum are cutia, cum arată, cât e de prețioasă și cât e de frumoasă și de elegantă această cutie de paletă. Și haideți să vedem, să o și deschidem. Și evident că este plină de ciocolată și aceasta. Uitați-vă cum este. Plină de ciocolată. Numai zici că sunt bucăți așa de ciocolată. Foarte frumoasă este și această paletă. Bineînțeles că avem și culori așa mai închise cumva, deci... și aceasta miroase a ciocolată. Îmi plac produsele de la ei că miroase a ciocolată. Nu știu ce... Înțeles că folosesc Amazonian Clay, probabil ceva special în zona respectivă. Poate că de acolo vine mirosul, nu știu. Cert este că cam toate mirosa ciocolată și chiar iubesc aceste palete, sunt preferatele mele. Și haideți să începem acum să discutăm un pic despre parfumuri. Un parfum destul de intens este acest parfum de la Arnaf Signature, un parfum foarte frumos, foarte intens, un parfum oriental, definitiv, de la firma aceasta Arnaf. Este o apă de parfum, are ca și note de vârf bergamotă, pară, mandarină, note de mijloc fructul pasiunii și căpșune și note de bază paciuli, praline, caramel, cafea și vanilie. Deci este superb acest parfum. L-am folosit de câteva ori în toamna aceasta și intenționez să-l mai folosesc. L-am lăsat aici aproape ca să-l mai folosesc. Da, este un parfum pe care îl iubesc și îl folosesc destul de intens. Pentru că e un parfum care are un raport calitate-preț foarte bun, nu știu, cred că am dat în jur de 100 de lei, îl am de ceva timp, nu mai țin minte de când l-am cumpărat, cred că am 2-3 ani, nu mai știu când l-am cumpărat, dar este un parfum care e foarte bun pentru și are un raport calitate-preț foarte bun. Un parfum foarte frumos este acest parfum Love Potion Secret. E un parfum gurmand, evident, regăsim notele de ciocolată, lemn de santal, chihlimbar, cremos, ciocolată albă, notele de mijloc regăsim flori albe și notele de bază căpșuni albe. E un parfum foarte frumos, un parfum foarte feminin, gurmand, îmi place, dulce. E un parfum care pur și simplu te atrage prin combinația aceasta ciocolată cu lemn de santal, cu ciocolată albă, cu flori albe, cu căpșuni albe. E un parfum foarte frumos și merită încercat. La mine a fost un blind buy și îmi place. Nu am avut șansa să-l folosesc de prea multe ori pentru că am multe parfumuri, dar multe. Am destul de multe parfumuri, da. Și haide să vedem ce parfumuri am mai găsit eu în colecția mea. Un parfum foarte elegant, pe care l-am de ceva timp, un parfum foarte intens și foarte aromat. Este acest parfum de la Victoria's Secret și anume Noir Tis. Este un parfum floral, are ca și note de vârf pară, mandarină, licii și măr roșu. În notele de mijloc regăsim gardenie, iasomie, frezie și magnolie
Și notele de bază regăsim vanilie, praline, lemn de santal, musc și ambră. Îmi place acest parfum, îmi place și ambalajul, e foarte sofisticat, foarte elegant. Și e o eleganță din aceasta care nu mai găsim în ambalajele de astăzi. Nu știu dacă se mai fac parfumuri așa de frumoase și cu un design așa de frumos și de feminin. Eu recunosc că l-am luat și din cauza ambalajului. Îmi place și parfumul, l-am folosit de câteva ori, după cum observați, dar de apreciat ambalajul, pe care nu-l mai găsim astăzi, acest roz minunat, da, și cu această fundiță neagră, foarte elegant, foarte frumos. Ideea este că ziua de astăzi parfumurile costă ceva, dar dacă mai vin și cu un ambalaj mai sofisticat, atunci costă și mai mult, pentru că se investește foarte mult în ambalaj, în sticle, în design, în marketing, în comercializare și firmele uneori decid să nu mai acorde așa de multă atenție ambalajelor, pentru că ar ridica costul parfumului și costul, prețul final al produsului, și atunci cumva ar afecta și vânzările, și caută să găsească soluții astfel încât să creeze parfumuri la prețuri rezonabile, însă trebuie să renunțe la anumite elemente și de multe ori renunță la partea de ambalaj. Nu mai acordă foarte multă importanță ambalajului. Și o să avem imediat un exemplu de așa natură. Un parfum care miroase foarte bine pentru prețul plătit și are un raport calitate-preț foarte bun este acest parfum de la Zara, Zara Red Temptation For Her. Are ca și note de vârf șofran, portocal, amăruie și coriandru, și note de mijloc pralină, iasomie, și note de bază regăsim ambră, mușc și musc. E un parfum care merită purtat în perioada aceasta, pentru că regăsim notele acestea de bază, ambră, mușc și musc, care sunt mult mai intense iarna și toamna. Așa că este un parfum care e foarte plăcut și, v-am zis, are și un raport calitate-preț foarte bun. Dar, după cum spuneam mai devreme, companiile decid să nu investească foarte mult în ambalaj. După cum vedeți, sticluța este o sticluță banală și motivul pentru care nu investesc este că vor să mențină aceste parfumuri la prețuri scăzute, la prețuri mai mici, astfel încât să fie cumpărate de mai mulți consumatori. Pe de o parte este un lucru foarte bun, pentru că pot crea foarte multe parfumuri la prețuri rezonabile, și pe de altă parte suntem interesați mai mult de parfum decât ambalaj. Mie îmi place și ambalajul. Sunt un om care cumpără parfumul și după ambalaj, și în general, cei care sunt colecționari de parfumuri cu siguranță fac acest lucru, și de multe ori se întâmplă să te decizi foarte greu să arunci o sticluță de parfum, pentru că vrei să o păstrezi în colecție și aduni aceste sticluțe doar pentru o colecție. Așa că în cazul acesta n-ai cum să ții o astfel de colecție, pentru că este un ambalaj banal, dar are elementul acesta de preț scăzut. Este un parfum care ajunge la toată lumea, să zic așa, s-au vândut foarte bine din ce am văzut. Nu am așa date statistice, dar am observat tot timpul că de fiecare dată când merg în parfumeria, în magazinele Zara, tot timpul găsesc oameni care sunt interesați de parfumul, care testează, care cumpără, și eu personal fac același lucru și tot timpul observ că apar parfumuri noi, ceea ce înseamnă și ei au creat foarte multe parfumuri, ceea ce înseamnă că se vând foarte bine, fără să am acces la date, fără să-mi dau seama cât au fost vânzările. Pot să-mi dau seama că, așa, în calitate de consumator, că se vând foarte bine, altfel nu văd de ce ar mai produce dacă nu s-ar vinde așa de bine. Și așa este, că și eu am cumpărat tot din acest motiv, că au un raport calitate-preț foarte bun și un preț scăzut. Da, deci avem iasomie, avem pralină, da, în acest parfum, și ambră, mușchi, musc, șofran, portocală, amăruie și coriandru. Tot ce trebuie pentru iarna aceasta.
Cam acestea au fost parfumurile și produsele pe care le-am eu în colecția mea de parfumuri sau produse de make-up. Am constatat că nu am produse de baie, să vă arăt, cu ciocolată sau cu zona aceasta cu ciocolată nu prea am produse. În schimb, în încheiere, o să vă arăt un produs din acesta cu ciocolată, acum special pentru iarnă, și anume avem acest produs gingerbread de la Lidl, gama aceasta Favorina, brandul acesta Favorina. Ideea este că este o turtă dulce cu diverse forme, și anume avem aici cu ce este? Cu semilună, cred că sunt și inimioare, și care sunt foarte, foarte bune și au un preț destul de ok. Deci este cu ciocolată, da? Și cu mici particule din acestea. Bineînțeles că au foarte multe calorii, adică nu trebuie să mâncăm foarte multe. Evident, aceste produse sunt produse în Germania, din ce văd eu. Cred că sunt produse în Germania. Așa văd că scrie Germania. Nu știu acum dacă sunt în Polonia sau în Germania, pentru că eu le știu din Polonia. Deci, selecție de turtă dulce cu glazură albă și glazură roz, glazură incoloră, parțial glazurată, cu 14% ciocolată neagră, decorată cu 0,8% bomboane de zahăr. Evident că avem aici făină de grâu, zahăr, sirop de glucoză, deci calorii cât cuprinde. O punguță din aceasta de 600 de grame cu aromă de ciocolată și cu gust de ciocolată, dar și de turtă dulce, o combinație foarte bună, dar cu multe calorii. Costă 15 lei, mi se pare un produs foarte bun și care poate fi consumat și sau dacă, de ce nu, și oferit cadou de Moș Nicolae. Uitați-vă cum arată aici, avem un brăduleț care arată foarte bine, deci ce să mai zic, și ciocolata aceasta. Da, deci o să-l găsiți la Empties, pentru că sigur o să mai consum din ele, dar dacă vreți să faceți cadouri de Moș Nicolae, acesta este un cadou inspirat și cu siguranță și eu o să cumpăr pentru cadouri, pentru că e chiar foarte bună această gingerbread sau turtă dulce cu ciocolată neagră. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Vă mai aștept pe canalul meu și cu alte informații. Vă doresc multă sănătate și alegeri inspirate. Și control la ciocolată, pentru că știți și voi că este dulce, bună, dar și calorică, mai ales cea cu lapte.